Astăzi nu am luat decât un punct. Cred că meritam mai mult. Meritam cele trei puncte după aspectul jocului. Am început bine jocul, ne-am creat două, trei ocazii prima repriză. Prin Paul Anton, a tras de două, trei ori la poartă foarte bine. A lipsit puțin să nu scrie din prima repriză. În schimb, a făcut o a doua repriză, eu cred, mult mai bună decât prima. Clinceniu s-a apărat, e o echipă care e foarte greu să-ți creezi ocazii contra aceste echipe, pentru că au 8-9 jucători în permanență, în jumătatea proprie, și e foarte greu să găsești spațiu. Ei fac foarte bine tranziția pozitivă și astăzi eu cred că a fost echipa norocoasă că a luat un punct. Dar vreau să-mi felicit jucătorii, merită toată considerația și respectul meu și nu numai, eu cred că și al suporterilor pentru cum am luptat până la final, în această perioadă foarte, foarte dificilă. Și cu ocazia asta vreau să le transmit la toți sărbători fericite și un an nou mai bun. Dacă vreți să spuneți ceva pentru de viitor, pentru anul, cum credeți că va arăta din anul 2020? Aștept cu nerăbdare și mâine și poimine, știu că e o ședință la club și se vor lua unele măsuri. O să vedem. Situația nu este deloc bună în acest moment. Suntem neplătiți din luna august, lucrurile nu stau așa, sunt destul de delicate în acest moment, nu știu ce jucători vor rămâne în această perioadă. Reunirea echipei este pe data de 3 ianuarie, așa că o să vedem în perioada asta scurtă ce gânduri au cei de sus, și aici mă refer la cei care conduc clubul, suporterii. În acest moment știu că ei au făcut foarte multe demersuri în această perioadă de a salva situația aceasta. Și sper ca zilele astea să se ajungă așa la o decizie, la o concluzie în care să avem mai multă liniște începând cu anul viitor. Mulțumesc.